Bună seara, dragi prieteni, suntem din nou în direct, suntem la Strada TV și suntem la Pertu. Așa cum vă anunțam în promo-ul emisiunii, în această seară am bucuria, dar chiar bucuria, să am un invitat special și înainte de toate, dați-mi voie să spun bună seara. Bună seara, Bace Toghiere. Se filmează? Se. Sigur. Bună seara, bine v-am găsit. Domnul Flavius, nu o să-ți mai spun domnul Flavius, că dacă emisiunea e Pertu, da. Deci, Flavius, îți mulțumesc frumos că m-ai invitat. Ca să închei partea cu salutul, îți salut și pe domnul la Dragie de acolo și de la tot felul de bumbi. Domnul Variașin. Da, ar trebui să punem o cameră și pe el la un moment dat. Și sigur, îi salut pe toți cei care la ora asta au răbdare și se uită la noi. Seară bună, oameni buni! Și la ora asta, și mâine, și poimine, și toată săptămâna ne vor urmări Bace Toghiere sau Gheorghe Hodrea. Gheorghe Hodrea, nu am să vă spun eu foarte multe despre el, pentru că am să-i las lui bucuria de a se prezenta, are foarte multe de spus, chiar dacă din modestie nu va face, vă promit că am să-l zgândăr ca să ne spună cât mai multe. Dar dacă tot am început ca prezentare cu Bace Toghiere, spune-ne, te rog, când s-a născut Bace Toghiere, dar mai ales cum? Pe prima dată aș vrea să-ți răspund la prima întrebare, dacă Bace Toghiere sau Gheorghe Hodrea. Acum, după atâți ani de promovare a brandului, pentru că Bace Toghiere, așa cum am spus-o în multe rânduri, este un brand. În sensul că e chiar o marcă înregistrată la USIM. Sunt foarte încântat că participam la tot felul de, emisiuni, la tot fel de activități, la tot fel de evenimente. Întâlnesc oameni care nu mă cunosc sub nume de Gheorghe Hodrea și îmi spun să treci la studiere. Nu știu, să mă bucur, să-mi pare rău că să sufăr, că brandul s-a dezvoltat în așa măsură încât deja numele meu e undeva în umbră, e așezat deoparte cumva. Ce să vă spun, chiar mă bucur. Adică, de fapt, asta mi-am dorit. Să promovez brandul și să-l fac cunoscut la cât mai multă lume. Revenind, răspunsul la a doua întrebare. Se făcea că eram așa până anul, nu mai știu, cred că 2007. Și cum eu aveam câțiva prieteni din presa locală și ne vedeam împreună cu alți apropiați la tot felul de evenimente, le mai spuneam câte o poveste. Și unul dintre ei îmi zice la un moment dat, auzi, zice, cât de curând o să încercăm să le scriem. Oameni buni, credeți, m-am speriat. Nu eram eu cu scrisul. Sigur, acum o cerere oricând, oricine poate să scrie o scrisoare, poate să o adreseze cuiva și să o ticulească acolo într-un mod fericit. Dar să te pui să scrii, să scrii și povești, să scrii și povești, să scrii și mai mult de atât, ineditul, să scrii povești în grai. Fonetic, adică. Să transcrii scrisul literar și să-l aduci înaintea privitorului care nu știi cum va reacționa. Am făcut-o, am început, am scris prima poveste, am așteptat
cum se zice, feedback, nu? Reacția. Reacția cititorului. Mi-a explicat Ovidiu Balin în săptămâna trecută că normal ar fi să spunem reacție. Bine, sau contra-reacție, nu feedback. Exact. Da. Așa? Ajungem să nu mai vorbim românește la un, dar și-i păcat. Avem o limbă atât de frumoasă. Right. Revenind. Right. Și după câteva povești, reau întâmplarea. Eram cu acel ziarist undeva la o întâlnire pe care el o plănuise cu cineva în Pâncota. Era zădă piață. Și eu la volan, el în dreapta, ajungem în Pâncota și dăm să ne întâlnim cu persoana în cauză. Unde? La un, la o cafană, la un birt. Dar era, cum se, mai de clasă. Și la o masă alăturată, după ce ne-am așezat, eram bunul, un suc acolo, să vină persoana cu care trebuia să ne întâlnim, și iau vreo 10 bărbați. Duhăneau și beau pe beri. Pe vremea aia, cred că se duhănea până în 2007 în birturi. Ai, ai. Deși, cum să vă zic, era o cafenea destul de elegant aranjată acolo și unul dintre ei citea din ziar povestea mea și ceilalți nouă, mă, dar râdeau de nou așa în hohot. Și atunci am zis fratele meu, ziaristului care eram prezent acolo, chiar că a meritat și o să o ducem mai departe povestea asta. Acum, sunt obligat și îmi fac o datorie de onoare să spun, dezvălui numele ziaristului. Îi mulțumesc și acum, ca și atunci, e omul care mi-a întins o mână, mi-a oferit o pagină în ziarul lui. Și uite așa, ușor, ușor, povestea a ajuns la, asta cu bacetodiere, a ajuns la numărul 150. Frumos. 150 de povești populare Hazlii. Este vorba de Romulus Dubăț, sigur îl cunoaște. Sigur, și îl salutăm pe Romul cu drag. Această cale. Și mulțumesc că mi-a oferit oportunitatea asta. În flacăra roșie, da? Da, sigur, sigur. Ce am încercat eu? Am încercat ca în fiecare poveste, că aici e farmecul de fapt. Dincolo de faptul că povește scrise în graiul de dincoaș de Mureș, de Crișana, să zic așa, am încercat să folosesc foarte multe regionalisme. Că aici e farmecul. Sunt atâtea cuvinte vechi împrumutate. Adaptate. Cine mai luate, știe? Da. Cosmetizate, pocite, eu știu cum să zic, de la popoarele cu care am conviețuit, cu care ne-am sfădit, ne-am împăcat, ne-am însurat, ne-am măritat copiii și așa mai departe. Și avem foarte, foarte multe cuvinte vechi, cum zic, unele dintre ele împrumutate și folosite până în zilele noastre și care, din păcate, observ că sunt pe cale de dispariție. Ori eu tocmai asta am vrut să fac. Nu doar să conserv cuvintele astea, regionalismele, ci și să le dau mai departe generațiilor care vin după noi și, credeți-mă, sunt foarte mulți tineri interesați de ceea ce fac eu. Și ca să nu lungesc răspunsul la întrebarea despre cum a apărut ideea asta și cum am dezvoltat-o, am să vă mai spun doar că în viața mea, cel puțin în viața mea și cred că în viața fiecăruia dintre noi, nimeni nu se petrece la întâmplare. Tot ce se întâmplă, se întâmplă, că așa trebuie să se întâmple, că altfel nu s-ar întâmpla. În 2007 am fost la mare și acolo am cunoscut o pereche de tineri, o soție, și lucrau amândoi la USIM. Și când le-am povestit cu ce mă ocup, i-a zis, fii atent care e problema. Ar fi bine să facem o rezervare pe... Pentru că, așa cum se vede aici, eu am nu doar rezervare și n-am pregătit o siglă în care să trec doar bacetodiere, ci i-am dat și un aspect. Am făcut un desen care să scoată în evidență pe acest bătrân înțeleptul satului cu toate calitățile lui. Aceeași? Omul care stă cu brâncele pe genunchi, omul ăsta se gândește și în timp ce se uită acela la noi și ne ascultă. Nu numai asta. Exact, să și gândește, da, sigur. Am făcut rezervarea, am înregistrat la USIM pe baștotire și ușor, ușor, ușor am început după aceea să public, să tipăresc câte un număr de revistă în care
să prind câte 10 povești. Și așa am ajuns la, acum, în momentul ăsta, am ajuns la numărul 13, sper să nu fie cu ghinion, pentru că eu nu cred în, sau mă rog, nu fac un caz din asta, chiar dacă mă întâlnesc cu 10 mățeni neagre după ce ies din casă. Apropo, știau să spună toghiere. Știți ce se întâmplă? Cum treci dincolo de Carpați, lucrurile se întâmplă altfel. Se complică, da, da. Așa mai pe bâșbuite au făcut ei cumva și când aveam discuții telefonice, se forțau să numerească cumva numele. Da, mi-a fost de real sprijin. De ce? Pentru că eu nu știam că în momentul în care ajungi să fii cunoscut cu ceva, un produs, mai sunt și șmecheri care își fac rezervare și ajungi să nu-ți mai poți dezvolta tu, eu știu, activitatea. Am tipărit, așa cum v-am spus, 13 numere de revistă. Cel mai proaspăt numărul 13, chiar pe ăla nu l-am acii, dar cu ăsta s-a întâmplat, cu numărul ăsta, cu revista numărul 13, s-a întâmplat o chestie foarte interesantă. În total, cred că am câteva mii de reviste dăruite, pentru că eu, așa și eu dacă tipăresc ceva, dacă scot o carte, cred că o singură carte am vândut, dar și aia, așa că m-au forțat prietenii și au zis că nici nu mai vorbesc cu mine dacă nu îmi vând cărțile. Am avut o dublă lansare la un moment dat, Sărădița cu piper și Cugetele lui Baștudiere, și acolo dau la un preț, mă rog, așa simbolic, cât să fie o mică părticică dintr-o cărămidă la următoarea carte. Am dat câteva mii de reviste și ce vreau să vă spun, am încercat mai nou, de o vreme, să pandemia, sigur că ne încurcă, dar am încercat să fac niște lansări, altfel de lansări. Revista numărul 13 a lansat-o într-o brutărie, pentru că aveam acolo o poveste petrecută în brutăria satului și am zis, să știi că nu scap în seara asta fără să ne spui și o poveste. Da, am să vă spun o poveste. Eu nu întâmplător am întrebat la intrare în emisiune dacă se filmează, dacă suntem în direct. E o chestie, asta chiar n-am scris-o, dar o să o scriu la un moment dat, zice că aici la Radu e Dan Floriță, o mâiare de la sat și nu, vine, iată, mâiare, știi, ca la prunci, și nu deranjez prea mult, știi cum e la bloc, nu e ca la sat. La casă, trage și un pic cu șclarfe, anume în casă, cu păpuci afară numai, să faci liniște, că strigă vecinii. Și copiii, sigur că au plecat la serviciu. În prima zi, când s-au întors acasă, Nana Floriță stătea în fotoliu și se uita la televizor. Stătea țapână și se uita la televizor. Un televizor de acela subțiat și știi așa, nu mai văzut ea așa ceva. N-are lăm pe ăsta, știi? Nu-i bai dacă nu se încălzea și dacă mă uit. Nu, lasă, uite-te la televizor până venim noi de la serviciu. Și stătea țapână și se uita la televizor. Și au venit copiii acasă, băiatul cu soția. Bună ziua, mamă! Și a nu zis nimic, se uita la ecran. Zice, cum a trecut ziua? Nimic. Ai mâncat? Nimic. Și la un moment dat observă că femeia nu se mișca. Ochii mari, bulbucați, deja roșii la ochi, se uita în ecran. Și zice, de ce stai așa, țapână? La care femeia zice, așa aproape nedeschis în gura. O zice, noi vedem pe aici. Da, zice. Dar ei, zice, ne văd pe noi. Televizor special. La care zice, nu, zice, cum să ne vadă pe noi? Zice, e televizor, numai noi, zice, îi vedem pe ei. Și atunci s-o desepenit, săracă. Eu că de azi dimineață nu m-am mișcat, dar ce din fotoliu, eu zic. Da, e o poveste adevărată, dacă pot să mă simt așa. Revenind. Fiecare poveste, pe lângă faptul că e încărcată, am presărat nenumărate, cum zic, regionalisme, fiecare poveste are un subiect care nu se repetă. Mai mult de atât, am încercat să pun din loc în loc cuvinte din înțelepciunea populară, care la rândul lor
foarte rar se repetă. Tren la țară. Acolo am auzit multe cuvinte de tâlc. Mai mult de atât, am mai cules. Și toate astea le-am fixat. Vreau să întreb, aceste povești sunt rodul imaginației sau sunt și rodul imaginației și culese din folclorul nostru? Foarte multe lume mă întreabă, de fapt, cine bace togere. Că de aici pornește toată treaba. Dacă a existat într-adevăr, dacă mai trăiește, dacă a fost un membru al familiei mele. Și de fiecare dată dau următorul răspuns. Bace togere este un personaj, un conglomerat, o sumă de persoane pe care eu le-am cunoscut și pe care le-am adunat și am dat nașterea acestui personaj. E un vecin de pe ulița noastră care era mare hâtru, de la care auzeam povești. E bunicul meu care era foarte, cum să spun eu, pe cât de serios, pe atâta de hazliu în relatarea unor povești și întâmplări, fie ele adevărate sau fie ele inventate sau, mă rog, culese auzite de pe la vecini. Sunt vecinii mei care, Dumnezeu să ierte, s-au rădustăț și pe care i-am cunoscut și de la care am auzit atâtea și atâtea sfaturi înțelepte. Poveștile la rândul lor, unele sunt reale, unele sunt culese, iar altele sunt imaginare. Și unele dintre ele au din fiecare câte puțin. Dar să vă spun o poveste că m-ați provocat, apropo de povești, pe care am scris-o și pe care chiar am publicat-o în cel mai proaspăt număr de revistă, revista numărul 13. Sigur că ea e prezentată cu totul altfel în scris, în revistă. Doar că e o întâmplare pe care am petrecut-o și pe care am dezvoltat-o. Venea fata de la... Am o fată, să-mi trăiască, mulțumesc și dumneavoastră. Venea fata de pe Îngheva, de ăsta țări și măr, de pe la... Cred că a fost plecat în Londra și... Îmi dă telefon, ce mă, tată, nu mă aștept la Budapesta. Mama, eu am mai ieșit și eu din coace, m-am crăcit și eu făcând pași peste graniță. Dar zic, hai să iau pe un iepod, hai mergeam amândoi, mai pe drum, mai vorbim una altă, mai pierdem din vremea. Suntem doi, patru ochi, imediat, autostrad, vedem, unde ieșim, unde... Cum se zice domnul Vareașii? Chialeti... În Budapesta. Două variante de aeroport, două intrări sau vreo. Și da, ne-am documentat și sau Liszt Ferenc acolo. Așa. Da, înainte de aeroport, vedem pe partea stângă un mall, un magazin mare, o magazină mare, o cooperativă mare, luminată, mă, zic, ca ce, hai să ne băgăm să cumpărăm ceva. Ne băgăm noi acolo, ce să cumpărăm? Bă, zic, hai să iau un vin care mie îmi plăcea, nu dau nume că după aceea toată lumea îl cumpără și eu nu mai găsesc. Știi, și cumpărăm 2-3 sticle de vin alb de acolo și zic, bă, dacă aș cumpăra el la mâță, că aveam un mâțoc foarte faină, foarte faină. Și poate că nu mi-ar fi atras atenția la raionul de mâncări pentru mâță, pungile, dacă nu semăna lăit cu mâțul meu. Noi ne mișcăm, noi ne uităm pe acolo. Acum, eu, limba maghiară de piață, așa o mai stăpânesc în convorbit, dar să mă apuc să citesc, eu o leacă mai greu, eventual... cer sfaturi sau, mă rog. Și zic, bă, hai să-l luăm pe ăsta, că așa e românul, știi, locomește. Bă, zic, parcă e mai greu sacul, știi, și parcă mai mărunte boabele acelea și seamănă cu mâțul meu. Bă, zic, ăsta, cumpărăm două pungi astea și am încheiat problema. Zic și făcut. Le băgăm în lăcruța pe roți și mergem, luăm fata, ajungem acasă, nepotul se duce și el la Sfântia Mare, e vecin cu mine acolo. Dau telefonul a doua zi lui tată, zic, acum îi zic că ați dat la Tomi, că așa i-am pus numele, i-ați dat la Tomi, zic, mâncarea aia specială care am cumpărat-o. Mă zice, i-am dat, dar nu mâncă. Și cum nu mâncă? Zic că a fost și scumpă și... E șovin. Și... Mă zice, e de calitate, începând de la pungă, începând de la chip. Zic, auzi, că băgă ceva lapte. Poate că, știi, să moaie și... Poate e prea tare, eu știu. Sun, zice, nu, încă bău laptele. Păi și mâncarea? Nu. Auzi, zic, dar moaie în ceva apă caldă. Poate că, da, mă știu că tata mea sărace tot fel de variante. L-a băgat cu nasul să amușini acolo, să doară. Și ce am cumpărat?
pietriș de ăla pentru absorbit. Pentru litieră. Deci ce am vrut eu să cumpăr și ce-am cumpărat? Nu ți-o sărac o bol laptele, dar cum să munce pietrișul? Deci după asta am făcut o poveste foarte haioasă, foarte interesantă, petrecută, la un apartament aici în Arad. Da, mă rog. Da, să trecem mai departe. Să trecem mai departe. Haideți să vedem, de fapt, am aflat câteva cuvinte foarte pe scurt despre Bacetoghiere. Haideți să vorbim un pic despre Gheorghe Hodrea, despre cel care a dat naștere lui Bacetoghiere, care nu este doar un autor de povești populare. Pentru cei care nu știu, Gheorghe Hodrea este preot, este scriitor, este jurnalist, este realizator de emisiuni radio, este istoric. Ce-am măsat pe din afară? Descăsătorit. Este soț, este tată, este familist, da, este un om extraordinar. Dar cum ai timp și energie mai ales pentru toate astea? Eu zic că întotdeauna când îți place ceea ce faci, îți găsești timp. Dacă nu-ți place ceea ce trebuie să faci, găsești scuze. Sigur că e destul de greu să te împarți în atâtea locuri și să activezi pe atâtea planuri. Uite, de exemplu, astăzi, înainte de emisiune, am venit de la părinții mei de la sat. Au o vârstă, tata are 80 de ani, mama are 78. Mulțumesc asemenea. Dacă aveți părinți, bucurați-vă până îi aveți în viață. Eu mă bucur nespus. Dar muncesc mult acolo. De ce? Pentru că ca să ai rânduială în casa ta, în olatile tale, cum zicem noi, trebuie să-ți faci timp și să lucrezi. Perioada asta cu pandemia chiar ne-a pus la îndemână, să zicem, și așa un timp anume pentru reîntregirea familiei. Mi-au venit copiii acasă, fiica mea e căsătorită la Cluj, mi-au venit copiii acasă, au muncit de acasă, online, cum se zice. Am fost toți împreună, am putut să facem planuri împreună, am pus la punct niște treburi pe care le-am amânat de la an la an. Nu ușor să activez pe atâtea planuri. Dar să încep cu ceea ce ați pomenit. Pentru cei care nu știu, preoția are trei trepte: diacon, preot și episcop. Sigur că toți parcurg prima treaptă. Și episcopul a început prin a fi diacon, ierodiacon, mă rog. Și preotul a fost diacon la început de carieră, dacă pot să mă exprim așa, de misiune preoțească. Eu am rămas la prima treaptă, diaconia. Îmi place diaconia. Am făcut teologia la o vârstă mai, eu știu, înaintată decât... Mai matură. Mai matură decât tinerii cu care am fost colegi. Am făcut teologia din dragoste pentru biserică. Este o meserie pe care o faci din vocație. Aș încerca să vă corectez fără să vă supăr. Eu zic că este o misiune. Sau o misiune, da. Meseria o faci pentru bani, în sensul că te-ai dus, ți-ai făcut treaba și ai plecat acasă. Cu preoția stau altfel lucrurile, adică preoția este cu vreme și fără vreme. Cu atât mai mult pentru preoții de parohie care se confruntă cu atâtea și atâtea probleme care au în administrare biserica, parohia ca și entitate administrativă, mai mult de atât fac acele vizite pastorale, mai se ocupă și de cor, ca să nu mai vorbesc de administrarea Sfintelor Taine, de slujbe și așa mai departe. De aceea zic, este o misiune și sigur că pentru orice misiune trebuie să ai vocație. Îmi desfășor activitatea la Catedrala Veche, acolo slujesc și îmi place, e biserica de suflet, pentru că încă din tinerețe și din pruncie, când veneam la părinții mei la Arad, împreună cu ei frecventam la slujbe ce se oficiau la Catedrala Veche și mai apoi, și după ce ne-am căsătorit, sigur, este o parte a activității mele. Pe de altă parte, așa cum v-am spus, după ce am început să scriu, am îndrăgit ceea ce fac și dincolo de
toate aspectele astea practice vis-a-vis de scris. La un moment dat, în urmă cu câțiva ani, mi-am definitivat și studiile doctorale. Nu aș vrea să afirm că sunt istoric, pentru că e prea mult spus. M-am ocupat însă de un studiu interesant. În zilele care urmează chiar vreau să public teza de doctorat. E o tematică interesantă pe care am ales-o. Bun. Hai ca să repetăm, să nu se facă confuzie. Doctoratul în istorie, nu în teologie. Da, am urmat cursurile doctorale de la Universitatea din Oradea, la Facultatea de Istorie, la catedra profesorului Ioan Godea. Dumnezeu să-l odihnească, între timp s-a dus în lumea de dincolo. Însă trebuie să precizez faptul că tematica aleasă, darul în viața credincioșilor ortodoxi din Ținutul Aradului, m-a obligat să fac cercetare, astfel încât aproape 90% din cuprinsul tezei de doctorat este cercetare de arhive ale Eparhiei Aradului. Așa încât cuprinde teza mea de doctorat, cartea pe care în curând o să o scot, cuprinde tot ceea ce s-a dăruit în Eparhia Aradului, în județul Arad, la bisericile din județul Arad, din vechime, sigur, din momentul în care au început să apară înscrisuri în protocoalele eparhiale, și până în anul 1971, pentru că între 68 și 71 s-au făcut niște inventare foarte temeinic, nu doar în Eparhia Radului, ci în toată partea de vest a țării și presupun că și dincolo de Carpați. Am considerat necesar să abordez tematica asta, pentru că nu putem să înțelegem, nu, credeți-mă, nici eu n-am bănuit că, deși în vremuri de greutăți, războaie, boli, tot felul de intemperii, tot felul de întâmplări grozave prin care au trecut oamenii, credincioși ortodoxi, sigur, și ceilalți frații noștri ori fi făcut cu siguranță la fel, dar credincioși ortodoxi au dăruit bisericilor în care s-au născut și parohiilor în care și-au trăit viața, de nu ne vine să credem. Începând, cum zic, de la linguriță până la biserici întregi, clopote, cărți cu însemnări marginale. Deci chiar tematica asta aleasă prezintă fenomenul dăruirii în ansamblul ei. Ce regret eu, dar o să fac tot ce îmi stă în putință ca să întregesc tematica asta. Nu mi s-a permis publicarea mai mult, adică prezentarea în teza de doctorat a mai mult de 325 de pagini. Eu pregătisem cu niște tabele anexe cam la 800 și ceva de pagini. Dar dacă Dumnezeu o să ne dea sănătate și gânduri bune, nu neapărat o teză, ci o carte, ca să întregesc. Am înțeles. Haideți să vedem. Ai o sara bună de la nepotul Totolonu. Da, sara bună, nepoate. Mă uit în cameră acum, îți fac semn, te salut cu respect. Pentru cei care nu știe cine e nepotul lui Totolonu, vreau să vă spun că nepotul lui Totolonu, când eram eu la Sâncea Mare, acolo mi-am petrecut copilăria, venea în vacanță, merea și el, ca un mastimular, merea în vacanță la Sâncea Mare. Și noi, pruncii de poliția noastră, ne uitam la nepotul lui unchiul Totolonu. Nu uitam să vă spun și cine-i de fapt, în cel din urmă. Eu știu, dar n-am vrut să spun. Nu uitam la el și tăi ne minunam că noi n-am văzut de când purtam noi ștrinfi prunc cu drod în gură. Avea așa drod pus la dinți și nu înțelegeam de ce pruncul ăsta, cine l-a pedepsit în halul ăsta să umble el cu drod pus pe dinți. Deci este vorba despre Ovidiu Balin, pe care îl salut cu respect și care agrează ceea ce fac și întotdeauna m-a îndemnat la scris și pe care și eu îl citesc și chiar îmi face deosebită plăcere să vă spun că la un moment dat a prezentat un material scris în grai și atât m-am bucurat. Poate facem o echipă la un moment dat. Da. Hai să întrerup puțin emisiunea. Vreau să anunț un concurs.
Știu că este perioada în care toată lumea este mai încrâncenată, fiecare are simpatii și antipatii politice. Noi ne-am ferit să intrăm în politică, dar acum, pe final de campanie electorală, aș vrea să ne jucăm puțin și lansez un concurs. Un concurs de pronosticuri. Vă invit să scrieți un mesaj la emisiune cu care credeți voi că este care va fi prezența la vot? Procentul prezenței la vot, 1 la mână și 2 la mână, care vor fi procentele primilor 2 candidați? Și bineînțeles, cine vor fi ei? Câștigătorul va avea un premiu din partea emisiunii La Pertușa, televiziunii La Strada, și normal că îl vom filma și vom sta de vorbă cu el în momentul în care vom da premiu. Deci, încă o dată, haideți cu niște mesaje să vedem care este părerea voastră, câți arădem vor ieși la vot, cine va câștiga, cine va fi pe locul 2 și care vor fi procentele. Și acum continuăm. Bă, ce tudiere, ce-ți place să gătești? Primesc telefoane câteodată de la prieteni care spune, nu mai pune mâncare pe pagina ta de Facebook, nu mai pune mâncare, mă zice că mă trezesc, zice, noaptea și mă duc în cămară sau mă bag capul în frigider și scot acolo mâncare și încep să mănânc. Ce se întâmplă? Nu pot să mă laud că mă pricep să gătesc. Când ești nevoit, ca orice bărbat, sigur că se mai întâmplă să trebuia să-ți faci mâncare, mai apar probleme și consoarta nu-i la îndemână, muierile noastre mai și lucrează, că mai trebuie să și lucreze cineva, nu numai să se ocupe cu alte cele. Așa că de multe ori sunt nevoit să fac mâncare. Îmi place să fac o tohană de crompe cu carne. Am eu rețeta mea, numai eu o știu, dar niciodată nu e așa la fel. De fiecare dată este mai bună, dar niciodată la fel. E perfectibilă. În schimb, soția mea gătește foarte bine. Nu știu dacă e cazul să vă spun cu ce o să mă aștepte acum pe când ajung acasă. Dar poți să ne faci poftă. Pot? Da. O friptanie de lopătar. Cu asta am încheiat. Nu știu de ne-a venit un dărab așa mic și o să zic că în seara asta că da, azi mâncăm cu carne și așa că o să... Dar revenind la mâncăruri. De obicei pun poze cu mâncărurile făcute de mama. Că mă duc acasă și știi ce-mi place. Și de fiecare dată îmi face mâncare pe placul meu, dar nu mă mâncare, și plăcintă. Ba pancove, ba îmi face colocei, ba cordă cu mac, cordă cu nucă, plăcintă așa întinsă, cu două foi între care se hodinește scoca, adică brânza dulce de vacă, în de grosime suficientă ca să îți încânte cerul gurii prin gustul în care, cum să zic eu, se zbat papilele gustative, da? Inclusiv un pic de vanilie, un pic de coajă răzălită de lămâie. Deci astea sunt plăcintele cu care noi ne-am trezit. Sigur că și savarinele sunt bune și, eu știu, alte cele... Tocană de miorițe, am înțeles că ai degustat astăzi. Da. Azi am avut plăcerea și îi îndemn pe cei care sunt curioși să vadă cam cum o arătat și să baje pe ulița mea, adică pe pagina mea de Facebook, să vadă despre ce e vorba. În schimb, mie ce îmi place mai mult, dincolo de faptul că postez felul de mâncare, îmi place să le comentez. În așa fel încât cititorul să saliveze. Adică, și să-și aducă aminte de mâncările astea noastre tradiționale, pentru că haide să fim sinceri, și cu noi înșine, dar și cu toată lumea. Ce se mănâncă mai nou? Nu știu cât de sănătos e. Adică, tare mă tem că viitorul nu va aduce nimic curat. Pentru că, vedeți, din ce în ce mai puțină lume gătește mâncare tradițională și mâncare naturală. Și oamenii, să știi că încep să se îndrepte din nou către mâncarea tradițională. Dacă o vor face, va fi foarte bine. Probabil că momentul acesta de cumpănă prin care am trecut și care văd că se prelungește, nu știm cât va dura, ne dăjduim și ne rugăm Domnului să scurteze perioada asta cât mai mult. Ne dăjduim că oamenii, având timp și multă lume regrupându-se la casele de la sat, au început, având timp, să planteze.
au început să sădească și să își facă o mică grădină de zarzavat. Oamenii redescoperă plăcerea de a avea tu legumele tale și eu, ce-am făcut împreună cu soția, în ultimii ani acasă ne-am făcut o grădină, nu știu dacă are 20 de metri pătrați, dar așa orășenește ne-am cultivat câte ceva și parcă sunt mai gustoase. Sigur că suntem domni sau vrem să facem pe domni. E simplu să te duci până la magazina de la colț și să umpli coșara aceea și să... Dar cât de fain e să ieși pe ușa de la casă și să tragi aer încet dimineața și să zici, n-am ce șelată îmi fac, știi? Și să te înfigi la tine în grădina de zăzavat și să-ți alegi tu să-ți iei acolo să mănânci proaspăt, de fapt, și controlat. Pentru că tu ai posibilitatea să-ți controlezi. Adică, vedeți, am fost la piață și am cumpărat niște părădești de la o muiare, nu dau nume de înghe. Și mult lăudate, nu? Da. Spune părădecele, cum să zic, foarte bine arătau. Să le mânci cu ochii. Și când am ajuns acasă și le-am dărăburit, în interior am dat de, așa, o compoziție gen plastic care scârțea când tăiai cu cuțit. Adică nu merge. Sau unii, Dumnezeu să ierte și pe ei și pe mine, că zic, să-i critică, la urma urmei pătăți nici judecă altcineva în cele de urmă. Dar nu cred că ar trebui să încurajăm genul ăsta de producție. Nu, mergem, foarte multă lume începe să meargă din nou pe mâncare tradițională, sunt multe entități care sprijină asta. Pot să spun, uite, dacă știi, existența galurilor. Galul Lunca Mureșul jos de la Pești, anul trecut a organizat un festival tradițional la Vinga, cu un concurs culinar, cu plăcinte bulgărești. Anul ăsta era în plan la Nădlac și să ia încet toate regiunile județului, dar pandemia i-a oprit, sunt sigur că vor continua. Revenim la cele lumești, așa. O întrebare, s-a întâmplat vreodată în biserică să îți vină să vorbești sau să fii bacetodiere sau invers? Când ești bacetodiere, să dai un sfat părintesc? Vreau să vă spun părintesc, ceva. Da, vreau să vă dezvălui ceva. Eu niciodată n-am încurcat buzunarele. Dacă veți citi toate poveștile pe care le-am scris, o precizare, să vă dezvălui, spune, pentru, suntem la Pertu Vorbește pentru că suntem doi aici, nu vedeți pe Cristi. Da, și sigur mă adresez și celor care ne de acasă, da. Celor care ne văd. Dar hai să vorbesc cu tine, da. Fabius. Dacă vei citi poveștile mele, nu o să găsești nicăieri în poveștile mele cuvântul preot, cuvântul biserică. Adică am încercat să fac o distinție între ceea ce ține de spiritual și ceea ce ține de parte de viață cotidiană. De parte de laic. Nu că bacetodiere n-ar fi un om credincios, ci din potrivă. Doar că am vrut să fiu cât mai concret. Adică, ce e cu spiritualul, e cu spiritualul, și ce e cu partea de laicitate, e cu totul altceva. M-am ferit de obscenități în scris, deși știm că la țară oamenii vorbesc, adică sunt mai slobos la gură în anumite situații. Da, corect. Nu că ar fi, eu știu ce, mari păcate pe care le fac, da, poate că și din inerție, poate că și din obișnuință, omul mai scapă câte una, dar oamenii în cel de urmă sunt credincioși și prin participarea la slujbele bisericii, eu cred că de fapt se reculegă acolo și încearcă să reechilibreze poate balanța dezechilibrată de anumite ispite și comportamente zilnice. Revenind la ce m-ai întrebat, da. N-am făcut-o asta, de aceea zic, m-am ferit. Adică n-am vrut să dau nimănui prilej de... Ai reușit să par foarte bine, da, cele două... Da. Însă am avut surpriza, ca să nu trec peste asta și să fie răspunsul complet, să fiu prezentat de către unii confrați de ei mei, în timpul, la final de slujbă, de obicei la, eu știu, la un maslu, la
un tedeum cum s-a întâmplat. Am făcut parte din juriu de la Revetiș. Recent a avut loc un concurs de recitare în grai, poezie în grai. Și înainte, sigur că a fost și un fel de întâlnire a fiilor satului, am oficiat un tedeum cu doi dintre colegii mei. Și așa m-au prezentat, uite, părintele Gheorghe Odrea, care de fapt îi face dogere și e cunoscut așa, 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 așa. Deci s-a întâmplat în câteva rânduri să fiu prezentat în biserică, dar într-un mod foarte decent, foarte elegant, mai ales acum în ultima perioadă, când am avut o colaborare cu Radio Timișoara, la Orele Satului, am avut o rubrică permanentă de-a lungul a 4 ani și sigur că la sat se ascultă Radio Timișoara și da, oamenii mă știau. Am avut, cum să zic, atâtea surprize plăcute să întâlnesc pe stradă, așa cum am spus la începutul emisiunii, la diferite evenimente, enoreașii noștri, credincioșii noștri, care mă știau de la, vă știu după voce, vă știu, v-am auzit, v-am mai văzut, v-am mai citit, vă știu de la radio. Și pentru mine, sigur că astea sunt momente de bucurie care îmi dau așa un imbolt să merg mai departe. Să nu uit. Da. Pentru că sunt foarte meticulos și îmi place să mergem așa etapizat. M-ați întrebat de la un moment dat ați pus problema de istoricul Gheorghe Odrea. Am precizat. Nu mă pot numi istoric, sunt atâția alții care se ocupă doar cu treaba asta. Am adăugat însă, aș adăuga însă la preocupările mele, așa cum am spus, și această carte pe care am scos-o cu părintele Orădan Iov și pe care vreau să o arat, privitorilor noștri. Este o carte foarte interesantă, n-am reușit mai înainte să o prezint. Așa e, bine? E o carte foarte interesantă în care am prins nu doar materiale informative despre fiecare biserică din Protopopiat Ortodox Român Arad, ci am făcut și poze destul de elegant făcute de profesioniști, atât de exterior cât și de interior, și mai mult de atât am încercat să scoatem în evidență tipărind monumentele istorice, monumentele de artă pe care le-am întâlnit în bisericile din Protopopiatul Ortodox Român Arad. Da, putem merge mai departe. Da. Mulțumesc. Îmi spuneai de recitare de poezie în grai. Eu mi-aduc aminte de prima poezie în grai pe care am auzit-o vreodată, pe fapt am citit-o, de Îl mai tare om gen lume, da. Lui Victor Vlad de la Marina. De la Marina. Da. Să știți că eu m-am trezit acasă cu o carte de poezie în grai. Era mic. N-am știut ce se întâmplă, cine a scris-o, ce-i cu felul ăsta de a scrie. Cred că eram în casa a doua, clasa a treia. Sigur că circula mai greu cartea. Acum lucrurile stau altfel. Oamenii pot să scrie, oamenii pot să se adune în comuniune și să înființeze tot felul de asociații. Și aici aș punta o chestie foarte interesantă. Trecând pe partea cealaltă a Mureșului și vorbind despre Banat, începând cu Gura Satului, emisiunea de la Radio Timișoara, unde sunt promovați atât poeții cât și prozatorii în grai de Banat. Merg mai departe, apoi și amintesc o sumedenie de asociații culturale ale scriitorilor în grai, cenacluri, au întâlniri duminicale, apoi festival, concursuri, tot fel de activități de astea specifice, mergând până acolo încât au acreditat dialectul de, să-l numesc așa, de Banat. Sigur că poate că și abundența asta de doritori în ale scrisului și ale auzitului în grai m-a făcut să mă apuc să scriu poezie în grai. Ne poți citi și nouă poezie în grai? Eu am, apropo de poezie în grai, am scos două cărți, două volume de poezie în grai. Care se leagă. Nu știu cât am reușit eu așa de... Ce-mi doresc eu însă de fiecare dată când scriu o poezie?
Îmi doresc să am rimă perfectă, cât se poate. Nu vreau să fiu critic, dar dacă vă uitați în jur și dacă ne uităm pe TV-uri, apar tot felul de interpreți care cântă pe texte care suferă. Forțează rima la final. Suferă, da. De aceea am să vă prezint după ce vă citesc. Dar hai să zic că vă prezint acum. Eu am scos un caiet de cântări, un caiet la care mi-a făcut partea de prefață domnul Vasile Ruscu, care am avut o colaborare foarte interesantă. Eu, între altele, m-am ocupat și cu texte, cu scris de texte pentru cântăreți de muzică populară și nu numai din... Și nu numai? Din jurul meu, da, da, da. Să devine interesant pentru ediție viitoare. Da, 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 da. L-aș aminti aici pe Radu Vand, care interpretează cântarea lui Baștoghiere și când eram ficior acasă. După aceea aș aminti o pe Daniela Dudaș, de exemplu, pe Gheorghe Noghiu Bogdan, Marius de la Arad, mai sunt câțiva, câteva fete la un moment dat care urmau cursurile școlii populare de artă din Arad. Am un caiet de cântări care își așteaptă doritorii la un moment dat să le cânte. Am scris și două corinde pe care le-am, una dintre ele am interpretat-o într-un mod inedit la sufragerea rădeană. Îl salut pe domnul Florin Galiș cu această ocazie. Am fost invitat într-o seară. Și de aceea vă spun, am încercat să fac, să scriu poezii cu ritmă cât mai... am să vă spun că știți cum, fiecare om are dorurile lui și eu am să vă spun cam cum stă treaba cu dorul meu. Da. De aceea am să vă citesc prima mea poezie scrisă, care așa se și cheamă, Mi-e dor. Mi-e dor de satul meu cu uliți drepte, de casa cu numărul 87, de buna ce cocea scovers cu scoacă, de bunul ce ducean coșară fân la vacă. Mi-e dor de cei ce nu mai auzi, mi-e dor de tot ce ei m-or zis, de vorbele ce mi le-or dat, de cele ce n-or apucat. Mi-e dor de tinda tăgășită și de străjaua puhabă de pită, de pancove, gombos și colăcei, de tățai lor, bă, dar și de tățai mei. Mi-e dor de-al frunzelor de nuci covor, de dosul împănat din gălăvor, de mâțele ce dorm pe cânăpei, de jocul de ascuns a pântulei. Mi-e dor de apa de la artizană și de tăițăi galbini de pânzamă, de ratuta de ouă cu jumere și de plăcinta rătișe cum neam. Cu mere. Mă, și când mi-e dor de atâta dor de tătie, ce fac? Mă sui în lada cu motor cu roate. Mă întorc în satul meu cu uliți drepte, la casa cu numărul 87. 87, asta e. Asta este prima poezie. Nu știu dacă care... voi de acasă sau de unde stiu, care vă uitați pe Facebook, ați putut să simțiți, dar aici a plutit oarecare emoție în aer și îi mulțumesc lui Gheorghe Hodrea pentru că îl simt că trăiește ceea ce... Mai zice una fără? Da, 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 sigur. Una pe cât e, dar pe atât de actuală. Sau mă rog, tematica abordată. Stimați privitori, mare atenție. Poezia se cheamă Pe vremuri. Varia și ne-auzi, nu? Pe vremuri nu beam sifoane, nici ape cu bulbuci de munți, ci apă simplă, fără tone, mă, și n-aveam chetri la rărunți. Dă-mi face să completăm noi, că îți vine. Pe vremuri nu cumpăram torte, nici nu beam cafe în bufet, că pregăteam acasă de tătie și nimeni n-avea diabet. Pe vremuri cumpăram păpuci odată cam la 2-3 ani. Amu, te bucuri dacă apuci și ții o vară pe mulți bani. Pe vremuri nu vedeai la școală prunci cu mobile recreații și nu știau cei ce aia boală, lipsiți de stres și radiații. Pe vremuri nu aveam mașini și cei mai mulți umblam pe jos. Astăzi și până la vecini
Băi, nu merg pe jos, că e rușinos. Pe vremuri se făcea o speță și despărțiri nu erau multe. Astăzi nunțele, măreață, și despărțiri avem cu sute. Pe vremuri era mare omul ce absolvea o facultate. Astăzi și diploma e ca pomul uscat ce de apă n-are parte. Pe vremuri era mult mai tânări și viața era mai frumoasă. Pân' vine cura sânge în flăcări și mândra era mai focoasă. Pe vremuri făceam planuri mari și aveam puteri până la capăt. Astăzi, oricât am fi de tari, de n-avem bani, cheia-i sulacăt. Pe vremuri, așa era. Foarte frumos, mulțumim frumos. Cum are, chiar foarte, foarte frumos. Pentru că ne apropiem așa ușor, ușor de finalul discuției noastre de astăzi. Cât e ceasul? Nu știu, că am uitat să-l trag ceasul meu. Ce zice? Fără 5. Suntem... 10 fără 5? Da. 22 fără 5. Păi mie mi-a zis că stăm până la ore 24. Da, dar nu, dar nu în direct. Nu în direct. Așa, așa. Nu mă pot abține să nu întreb. E adevărată vorba că să faci ce spune popa, nu ce face popa? O întrebare foarte interesantă, de care se leagă atâtea întâmplări. Flavius și stimați privitori, cu toții suntem supuși ispitelor, fie ele de orice fel, culinare, de care ori, cum am vrea noi să le numim, vizuale, olfactive, cum, de fel și fel. Și atunci omul, supus ispitei, în multe rânduri cedează. Baiucarei caută vinovat și atunci trebuie să se agațe de ceva. Și de aici apar tot felul de cugetări, tot felul de așa zise vorbe de înțelepciune populară. Sigur că toată viața asta e un urcuș în cele din urmă și ca orice urcuș, ca orice scară, mai urci 2-3 trepte, mai caz una, nu e o problemă. Ești alături filozofiei că viața e o luptă? Eu aș zice mai mult de atât. Nu doar o luptă, ci un concurs. Un concurs. Cu tine însuși și cu toți cei din jurul tău. E o competiție. Eu aș zice, cel puțin eu așa o văd, e un concurs, o competiție în care te înscrii din momentul în care deschizi ochii dimineața. Cauți să faci cât mai multe fapte bune și dacă reușești să faci asta, contrabalansezi partea de ispite și de căderi și de răutăți care sunt inerente oricărui trăitor, vieții oricărui trăitor după fața pământului. Și atunci, revenind la ce ați spus, să faci ce zice popa, nu ce face el, într-adevăr, pe undeva e un sfat interesant. De ce? Pentru că eu n-a zice ce zice popa, ce zice preotul, că sună mai frumos, mai elegant, mai canonic. Și preotul este un om supus atâtor și atâtor presiuni, din toate părțile. Tindem să-l judecăm. Am vrea să fie model absolut pentru comunitate. Și preotul are copiii lui și el se enervează și el râde și el trăiește, respiră ca noi toți ceilalți. Și atunci, sigur că dacă se mai întâmplă câte o, eu știu, inadvertență, câte o scăpare, noi toți ceilalți tindem să-l criticăm și să zicem, a, lasă că una zice, alta face și hai să facem noi ce zice el, nu ce face el. Fiecare dintre noi, de fapt, trebuie să încerce să autodepășească. Adică
Dacă azi s-a întâmplat să ajung undeva la un anumit nivel, mâine să-mi dau tot interesul, spiritual vorbesc, să urc, și nu putem urca decât prin acumulare de virtuți. Sigur că e o luptă grea, mai ușor e să faci în atâtea rânduri rău decât binele. Iese greu, să depui efort susținut. Și atunci eu zic că nu facem ce zice preotul, pentru că el propovăduiește ceva. Noi trebuie să mergem dincolo de, și să înțelegem că există ceva dincolo de vorbele lui. Sfaturi, vorbe, îndemnuri care se bazează pe credință, credința lui în ceva, în spatele Mântuitorului Iisus Hristos, care ne poartă de grijă tuturor. Și dacă avem în vedere învățăturile și perceptele pe care le-a transmis și care au ajuns din generație în generație până la noi, atunci probabil că o să înțelegem că trebuie să facem nu ce zice preotul, ci ce trebuie să facem. Și vom reuși să fim mai buni, să fim mai îngăduitori unul cu celălalt, să râdem sănătos când e vorba de râs sănătos, să muncim foarte serios când e vorba de muncit serios, și să încercăm să fim, pentru că suntem într-o săptămână interesantă, n-am să pomenesc despre ce e vorba, dar noi cei mulți așteptăm de la cei care sunt undeva sus să se transforme, să fie oameni ai credinței, oameni ai faptelor. Toată lumea vorbește. Dacă nu e vorba de faptă, acolo lăsăm de dorit. Și dacă vom ajunge să fim oameni ai faptelor, faptelor bune, bineînțeles, atunci și relațiile interumane altfel vor fi. Și percepția pe care o am față de semenul meu se va schimba. Mă voi recunoaște în el. Lumea va progresa. Lucrurile se vor schimba astfel. Dacă nu, din vorba cuiva, zice că, băi, zice, să știi că, într-adevăr, pandemia asta a schimbat lumea. Cât o se vorbea, lumea va fi altfel, lucrurile nu vor mai decurge cum au decurs. Și zic, cum crezi că s-a schimbat lumea? Păi zice, cei buni, zice, cred că sunt mai buni, și cei răi sunt mai răi. Sper să nu se adeverească afirmația asta. Se va adeveri oare că secolul 21 va fi unul religios sau nu va fi deloc? Nu, eu cred că, dincolo de valurile acestei vieți și de care ne poartă acum prin tot fel de încercări, dincolo de speculațiile pe care le fac filozofii, oamenii de știință, eu zic că mai presus de toate este providența divină. Adică, știi ce se întâmplă? E ca și în viața de familie. Dacă ai dat, ești tată de copil, nu? Ai dat naștere unei vieți, îi porți de grijă. Îi porți de grijă toată viața ta. Păi, cu atât mai mult, cel care a făcut totul nu ne poartă de grijă? Acum, sigur că câteodată ne mai urechează și pe bună dreptate că nu întotdeauna căile noastre sunt cele care ar trebui sau... Și atunci mai vin încercări. Dar eu am nădejdea că toate lucrurile se vor îndrepta la un moment dat. Îndreptarea asta ține însă și de felul în care noi percepem și felul în care ne vom schimba. Vă mulțumesc frumos să terminăm într-o notă optimistă. Pardon. Am aici ceva. Eu voiam să mai prezint ceva, dar... Te rog frumos, hai că mai avem puțină vreme atunci. Eu aș vrea să... Pentru cei care nu mă cunosc, de ce am făcut-o? Nu că aș fi la capitolul hai să ne lăudăm noi pe noi înșine, dar în promo pe care l-ai făcut, ai amintit și aspectul acesta. Vie, aș tădere și pentru cei care nu-l cunosc și vor să-l cunoască. Stimați privitori, vreau să vă mai prezint din activitatea mea câteva cărți pe care le-am tipărit. Este vorba de Cugetările lui Baș Tădere, care sunt zdrobitoare.
Zice, la un moment dat, mare atenție, că viața e ca o conservă, una scrie pe etichetă și alta e înăuntru. Bă, zice, oameni, bă, zice, mare atenție, că sănătatea e ca de rabu, zice, de crânaț. Bă, oricât de subțiri tai feliile, tăsă gata. Așa, sunt multe chestii foarte interesante. Sau apropo de ce se întâmplă săptămâna asta. Bă, zice, dacă vrei să cureți hornul, zice, nu te îmbrăca în hani albe, știi? Adică, da, corect. Nu te băga să cureți hornul tu îmbrăcat curat. Aici am sărit să cu piper. Niște reflexii. Nu are pentru, da, pentru, pe tot felul de tematici, pe tot felul de teme actuale, scrisă și asta în grai. Apoi am să vă prezint Profesor Sălcuță, clipă de viață, o carte interesantă, coperta realizată de Ștefan Popa Popas, un apropiat al meu. Niște povești, de data asta, scrise obișnuite, ca să nu zic normală, scrise obișnuit, literar, în felul în care am învățat să citim la școală. Și pe asta o recomand, sunt tot felul de întâmplări petrecute, de data asta, într-o asociație de locatari la bloc. 100 de duminici la Radio Timișoara am prezentat-o, este vorba de material pe care l-am difuzat de-a lungul a 4 ani, sigur că multe dintre ele au fost reluate la cererea ascultătorilor, la de preferința realizatorului emisiunii. Unchiul a persit, dar și zgoditul vremii. Asta iar o chestie foarte interesantă, sunt niște... Ce a zgodit? Nimericul vremii, tâlcuitul vremii. E o prognoză meteohazlie. Oamenii la sat n-aveau termometru și nu urmăreau că, ce, nu era radiouri, aveau unul, doi radio în sat sau televizor, nici atât. Aveau prognoza mobilă, nu? Da, bine. Și atunci tâlcuiau vremea în funcție de ce se întâmplă în jur, cu natură, felul în care se umezește sarea în sărăriță și așa mai departe. Și am scos 4 volume, niște cărți cele așa de buzunar. Iar aici o chestie foarte interesantă. Teatru. Și aici, da. Am scris 3 piese de teatru. Una dintre piese, Internetul Sătenii, a fost jucată în 30 de localități de județul Arad, la câteva licee din municipiu și la Cinema Arta. Și acolo s-a jucat. Piesa a fost jucată de 4 actori de la Teatru de Stat din Arad, cum zic, și a doua piesă au jucat-o pe laviță la uliță, în două rânduri, două grupuri de copii de la liceu de informatică și au luat locul întâi. Și nu în ultimul rând, ce mai vreau să vă spun, probabil că l-am pus pe aici pe undeva și vreau să vă prezint neapărat și vă invit pe toți cei care vreodată veți avea drum pe la Sintea Mare. Să vizitați... N-am apucat să vorbim de muzeu. N-am apucat. Acum 2 ani am inaugurat un muzeu etnografic. Este o altă lume. Adică, brusc, din curtea, care cât de cât să zicem că e modernă, casei noastre de acolo, de la Sintea Mare, intri într-un spațiu care te poartă în timp cu 100 de ani în urmă. Obiectele sunt purtătoare de poveste, fiecare în parte, lucruri pe care mai nu le mai găsim, a durat câțiva ani până le-am adunat. Le-am adunat mare parte de prin pot și de până pe unde le-am avut eu. Iar ce nu am avut, am încercat să... De exemplu, am un set de condimente din porțolan, sare, piper și celelalte. M-am dus până la Timișoara să le cumpăr, că am dat pe net. Vezi, e bun și internetul la multe chestii. Foarte bun. M-am lungit eu cu vorba. Dacă mai vreți să mă întrebați ceva, că cine și când mă mai prind? Nu. Sigur, mai prind, dar la o altfel de emisiune. Discutam înainte de emisiune despre, înainte de a intra în direct, despre o ediție mai muzicală. Da. Poate altfel făcută, poate în alt context, poate nu singur, dar de acum să știi că mi-a încolțit această idee și nu o să scape așa ușor. Am vorbit despre ceva muzică și muzichie, vorba Fenixilor. Da. Acum, eu trebuie să vă mărturisesc ceva. Și ție, și vouă, și celor care se uită la noi acum la ora asta de noapte sau de seară. Că de obicei, acum,
Nu prea ne culcăm așa este, repede. Este pentru cei care sunt live, dar oamenii se prietenă și se vor uita noi se vor uita și toată după săptămâna care urmează. În 1986, dar să reau, în 1982 am absolvit cursurile Școlii Populare de Arte din Arad, clasa de acordeon, sigur cu teorie solfegii, istoria muzicii, ce se făcea atunci. Iubesc muzica populară, iubesc muzica populară autentică, ceea ce încântă auzul și trezește niște simțăminte făcându-te să lăcrimezi sau să oftezi. Sau având un mesaj, eu știu, plăcut la ureche și chiar hazliu. După aceea, în timpul, chiar după absolvirea facultății de teologie, am urmat tot la Școala Populară de Arte un curs de canto muzică clasică. De data asta altceva. Ei bine, aici a fost mai mult o chestie de învățare a modalității de a cânta. Ca să poți să cânti mai ușor și ușor așa mai plăcut, cu totul într-o altă modalitate. Dar vreau să vă spun că în 1986 un vecin al meu pe nume George Mițin Vareșescu, vecin cu mine în Micălaca, maestru George Mițin Vareșescu, care la Oradea a lansat Floricile și, mă rog, era destul de cunoscut, era pe vremea aceea dirijor al Orchestrei de Muzică Populară a Filarmonicii de Stat din Arad. Și îmi zice, într-o bună zi ne vedem în tramvai și ce mai faci, vecine, ce nevăzusem de mult. Zic, uite, auzi, zice, după cum vorbești, cred că știi să cânt, sau, mă rog, ai voce. Cânt, spam, mai cânt așa, dar erau anii aceia când nu eram încă, eu știu, a plecat spre studiu sau spre... Auzi, zice, ia, te rog frumos, mâine să vii până la filarmonică, că vreau să spun ceva. Dar zic, ce mai este? Nu, vine că am să spun ceva. Și, de fapt, ce a fost? A fost o probă, o probă de cântare. Nu s-a lăsat de capul meu până nu i-am cântat vreo două strofe, din, nu știam eu atâtea. A, gata, e clară treaba, două melodii, înveți versurile și era, cred că, joi. Duminică, zice, mergem în turneu. Mergem Arad și man, nu știu ce, și simte amar și pe la mine pe acasă. Bă, ce face, bă? Doamne, îmi place să cânt, dar... Zice, te gândești și neapărat să vii. Și mă duc acasă. La mine nu le-am spus nimic. Mă întâlnesc cu actuala soție și unica, bineînțeles. Și veșnica, a? Și îi spun, urma să ne logodim, că așa, pe vremea așa se făcea o logodnă și după aceea căsătoria. Și spun, uite, știți care a fost răspunsul ei? O cu mine, o cu muzica. Și a rămas cu nevastă mea. Dar nu exclud faptul să, la un moment dat, să avem un proiect pe tema asta și să prezentăm o altfel de muzică. O altfel de muzică. Nu dezvăluim acum, dar o muzică care să încânte, o muzică serioasă. Vedem dacă vom mai reuși să ne facem timp. 100% ne vom face timp. Dragii mei, voi oferi lui Bace Todiere simbolul emisiunii La Pertu. Mulțumesc foarte frumos. O mică aducere aminte de faptul că ai fost invitatul televiziunii La Strada cu data de astăzi, care să sper să o pui cu bucurie undeva în sertarul cu amintiri. Flavius, dragul meu, și Cristian, pe mine mă onorează în primul rând invitația, în al doilea rând prezența, ci și în al treilea rând cu atât mai mult cadou pe care mi l-ai înmânat. Eu știu însă un lucru, am studiat tematica asta a darului pe toate fețele, pentru că în teza mea de doctorat există și o parte teoretică și care, mă rog, vorbește despre principiile darului, terminologia, contradarul, antidarul, darurile măsluite, darurile contrafăcute. Mai știu și că refuzul darului înseamnă începutul războiului. Eu nu vreau să am război cu nimeni, Doamne ferești, cum să nu primesc eu? Dar mai știu și altceva.
Acest moment, trebuie să, cum zic eu, să realizeze o relație între noi doi și viceversa. Adică, în momentul în care primești un dar, trebuie să-l întorci. Pentru că, dacă nu, darul ăsta te va urmări toată viața. Așa, nu vreau să te bâmp cu acest dar. Știi că, vreau să spun o chestie. Eu am momente când îmi aduc aminte că am datorii. Datorii, cum să zic eu, așa, prietenești. Da, da, da. De onoare, de... Și până nu îmi plătesc datoria, în sensul că până nu fac un dar, cu atât mai mult cu cât de asta m-am ocupat și toată viața mea mi-a plăcut să fac daruri și să primesc, că să spun că nu-ți place să primești un dar. De aceea, eu în acest moment am să întorc darul pe care, în altfel, pe care mi l-ai dăruit și o să... Eu am venit, că știi, la casa omului, mai ales când vii prima dată, nu vii cu brânca goală, oameni buni. Știm treaba asta, nu? Te duci pe dată la omul în casă, tu vii cu brânci lejeri și mai și fluieri. Nu, apagubă sau fluiera, ce, apustiu, Doamne ferești. Și atunci, ca lucrurile să meargă bine ca un seaci în casa voastră, știi că ce v-am adus aici, lichidul ăsta pe care l-am adus eu, în momentul când l-ai dat ușor, știi, după ce ți-ai clătărit ceruguri și ai încântat mandulele și îl dai ușor la vale, provoacă o stare, adică începi să ai spor. Și vezi altfel lumea, știi? Singura condiție este fără extreme. Măsura. Dreapta, măsură, dreapta al lucrurilor. Extremele niciodată n-au fost și nu vor fi bune. De aceea, nu vreau să mă laud eu, că aici specialistul e altcineva, e tata. Da, știi cum? Tata se ocupă de partea mai grea și eu mă ocup de partea mai ușoară. Tata face răchia și o pun în ieși și o personalizez. De aceea, aici, uite, îți prezint o răchie de piarsici. Îți mulțumesc frumos și vreau să spun că această răchie de piarsici o voi degusta tot cu tata. Mă bucur să pentru că și tatăl meu face răchie din mai multe feluri de fructe, o face cu pasiune pentru consumul nostru. Și noi tot așa. Și la fel. Eu pun sticle și îi pun câte o etichetă frumoasă, așa că dacă a venit din partea ta, cu mare partea drag, tatălui, la fel cu mare primit, drag și vândem să o gustați cu maximă plăcere. Nu se uite tata la Facebook acum, dar probabil că o să-i spună cineva până la urmă, o să beau cu el o răchie de piersici. Cu atât mai mult cu cât piersici păroasă. Peroase? Da, sigur, chiar să gelele de vie. Știi, care au o aromă extraordinară. Da, știu, extraordinară. Așa, îmi place expresia, pierzi și peroase. Deci, sunt extraordinare și, cum spune, pomul ăsta nu necesită o îngrijire ieșită din comun. Noi nu stropim piersice. Numai cu apă de ploaie și cu soare de la bunul Dumnezeu, care ne încălzește pe toți și răsare și peste cei buni și peste cei răi. Dar nu am încheiat... Opa! Aia de piersici de vreo 2 ani. Uh-huh. Aici avem o rătie de pome. Deci asta e ucigătoare. Deci niciodată nu am făcut acasă, că noi facem din fructele pe care le recoltăm din livada, da. Mini livada noastră, că nu avem o livadă așa. Și facem pentru consum propriu și pentru prieteni. Cu aceeași prietenie, cu același drag, îți ofer și o răchie de poame. Ai, mulțumesc. Asta e foarte interesantă. Cristi, uite aici, la interesanțenie, așa, o răchie de poame. Da, naturală și asta, acolo o să simți un gust ușor amărui de la cireașe, o să simți un gust ușor acrișor de la vișine. Sunt mai multe feluri acolo de fructe. Avem corcodușe, avem prune, avem mere, avem pere, deci o armonie de gusturi și de arome și de... În Maramureș, da. La prune li se spune poame. Interesant. Acum, ce se întâmplă? Și noi aici am poame uscate, la prunele pe care le uscau în șpohear, în frigătoare. Dar lucrurile nu se opresc aici, să mergem mai departe. Aoleu! Deci, chiar că... Păi... De parcă suntem la teleshopping. Dar asta nu e totul. Asta nu e totul. Dar eu cred că dacă mai scot, o să mai dai ceva pe lângă... Cristi, vezi ce mai găsim prin spate? Da. Ne îndatorăm rău de tot. Recomand un vin. Ăsta este
n-aș vrea să supăr vinul, să-i spun că e mai danez, că unii așa zic. Nu, deci este un vin de șpalier, cum zicem noi, este un vin casnic, este un vin făcut cu multă dragoste, adunăm cu mare respect, pentru că avem boltit așa păstă uh-huh. alea cum intri în ocol și facem un vin natural 100%. Acum, sigur, în anii în care nu au atâta dulceață, după ce facem vinul, din el facem distilat. Uh-huh. Ceva de nedescris. Excepțional. Nu știm ce va fi anul ăsta. Dar tot așa cu mare drag. Îți mulțumesc frumos. Hai să prezint și asta. Dacă să reușesc să fac poftă tuturor, asta un vin roșu, Rabace Todiere. Și pentru ca seara să fie desăvârșită și să încheiem piesa de rezistență. Nu pot să cred. Știți ce se întâmplă? Prezentarea asta nu se dorește, știți, așa, ca a fi o laudă de sine, ci prin felul în care eu încerc să prezint produsele din gospodăria mea, încerc să îndemn și pe alții să facă. Și să știți că am avut succes. Am câțiva prieteni care au început să-și personalizeze cu etichete și cu scrisuri personale, de nume sau de eu știu ce, produsele din propria gospodărie. Și de acum, ca să scot de aici, se lasă greu. Mă cer uite să fie o jumătate de porc acolo. Mă mai surprinde. Te încărnați ceva. Da. Da. La toți cu mare drag vă ofer. Deci, la fel. Aici avem o băutură interesantă. Nu să vă spun prea multe lucruri, ci o să vă las să vă documentați. Sigur că ați auzit. Este vorba despre cunoscutul sau mai puțin cunoscutul hidromel. Atâta doar vreau să vă spun că îndrumător la procesul de fabricație, să zicem, acestei băuturi excepționale, încărcată cu atâtea vitamine, este un nepot de-a meu care nu doar că are 100 și ceva de familie de albine, ci și autodidact, ci e și absolvent de inginerie, secția inginerie alimentară, dacă bine mă exprim eu. După nenumărate încercări, după nenumărate tatunări, a reușit să scoată o formulă prin care controlează și alcoolemia, controlează și dulceața și controlează și limpiditatea. Băutura asta se face din căpăcele, din ce se extrage din căpăcelele de faguri. Deci după ce se descăpăcesc fagurii, în acele capace există tot ceea ce e mai bun din stup. Începând cu miere, propolis, lăptișor de matcă, sigur, urme, acum nu, miere mai multă. Și absolut tot ceea ce e de valoare în familia de albine. E o băutură interesantă, poate fi făcută sec, demisec, demidulce sau dulce. E foarte, foarte recomandată, se bea în vechime, se știe. La ce tărie este? Nu vreau să dau un răspuns greșit, nu știu câte grade, uh-huh. câte grade să aibă. Ce pot să vă spun este că, din câte mi-amintesc, are 17 malegane. Asta pot să spun. Există un tabel special care face corespondența între dulceață și tăria alcoolului. Da. Și atunci, cu cât e mai dulce sau mai așa, e o tehnologie foarte interesantă pe care acum și eu ușor încep să o deprind. Tot este natural. Se pune drojdie, care sigur că e naturală. Tot ce se extrage din ăsta e natural, sigur, din căpăcelele acelea. Iar limpiditatea se rezolvă. Probabil că știți că, din câte știu, ați studiat ceva în domeniu, nu? Sau nu doar așa, cultura generală? Nu, numai cât un pic am studiat. Poate avem un prieten comun care da, știe mai mult decât. Limpiditatea se conferă băuturii prin confundarea în balonul cu hidromel a unui
a unui produs numit bentonită, dacă bine mă amintesc, sper că nu greșesc. De fapt, e o argilă, e tot un produs natural, care... Pentru puțuri se folosește. Nu știu, nu m-am interesat foarte atent la chestia asta, dar cel puțin se folosește, cei care fac vinuri la un nivel mai înalt cunosc tehnologia. Bentonita adună absolut tot ceea ce e rămășițe de drojdie și conferă băuturii un aspect elegant, limpede și, mă rog, tot ceea ce ține de plăcerea privirii. Cu mare drag vă ofer aceste băuturi. Sunt pentru prieteni, v-am spus, nu foarte mulți după ce mai postez câte un soi cu ceva sau o sticlă, că de fapt eu v-am spus, eu doar nu o produc eu, tata o face și eu doar îi ofer un aspect care să încânte privirea. E că nu tot una, că dacă oferi unui prieten o iagă de 2 litri, 2 litri și jumătate într-un recipient de gumă, de plastic, da, e una. Nu. Și nu dacă îi dai la 300 de mililitri sau 250 de mililitri într-o sticlă elegant aranjată și plăcută la privire, e cu totul altceva. Corect. Sigur, și dacă conținutul e pe măsura prezentării. Și fi sigur că am să-ți spun. Așadar, n-am rămas dator. Am rămas noi datori acum. Hai de capul și de viața noastră. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Am fost eu personal mai puțin vorbăresc ca de obicei, dar pur și simplu pentru că de multe ori am rămas fascinat de vorbele tale. Îți spun sincer, am crezut că vom face mai mult o emisiune mai spre Bace tot diere, chiar dacă ne-am apropiat mult, această emisiune a fost ca o pildă. Și îți mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune. Cu multă plăcere, Reau, mulțumesc de invitație, mulțumesc că am fost onorat cu acest cadou, mă simt foarte bine aici, e un spațiu plăcut, cald, prietenesc. Ca acasă. Mulțumesc încă o dată, așa cum am spus, mulțumesc celor care au avut răbdare să se încioalbe la noi, acest să se uite la noi, să vadă ce este în stare să vorbim. Mulțumesc tuturor prietenilor mei, am câțiva prieteni care m-au ajutat enorm de mult ca să pot să promovez și să dezvolt acest brand din diferite unghiuri, din diferite locuri, de tâlc sau de mai puțin tâlc. Unii chiar n-au dorit niciodată să fie cunoscuți. Fără ajutor nu puteam să dezvolt brandul, nu puteam să public, nu puteam să arat lumii că de fapt avem valorile noastre spre care trebuie să ne întoarcem, să ne întoarcem la izvoare. Tuturor le mulțumesc. Mulțumesc și soției mele care se uită acum și care mă rabdă și care zice, mai ce tot scrie atâta, mai lasă-le și mai... Îi mulțumesc și ei că mă îngăduie. Mulțumesc părinților mei care m-au născut, care m-au crescut, care m-au educat, care mă primesc de fiecare dată cu drag acasă, acolo de unde de fapt pornesc, acolo unde de fapt au izvor poveștile mele. Mai am la viță la ulță, iubiți privitori. Casa care nu are laviță la uliță și care are sonerie nu prea spune nimic despre cine șade să hodinească sau lucră acolo, dincolo de gardurile înalte baricadate. De aceea mă bucur că încă, și am observat că încă mai sunt povești pe laviță la uliță. Mă bucur că încă oamenii se mai caută cu toată năpasta asta care au dat peste noi. Îndemn pe cei care trec acum prin focurile examenului de săptămâna asta și prin concursul care se dă cu luptă pe viață și pe moarte, îi îndemn la rugăciune, la calm, la bunătate și la comuniune, pentru că numai așa împreună vom putea să trecem peste toate problemele și să rezolvăm toate problemele cu care ne confruntăm. Și fiind mai buni, o să fim plăcuți
și noi unii altora, precum și celor care le știe pe toate și care e izvorul bunătății. Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea La Pertu de astăzi cu Gheorghe Hodrea alias Bace Todiere. Vă invit duminică să mergeți toți la vot sau cât mai mulți, pentru că știți foarte bine, dacă nu votezi, nu contezi. Nu am făcut politică și nu prea vom face în această emisiune, dar o consider o acțiune civică, să mergeți, cei care mergeți să votați, gândiți-vă că o faceți pentru voi, pentru ceea ce vă doriți, gândiți-vă că cei pe care votați de fapt sunt o emanație acestei societăți, că sunt unii mai buni sau alții mai răi, votați cu mintea, mergeți la vot, puneți stampila ca să aveți dreptul să-i comentați, să-i certați, să-i bârfiți după aceea. Până săptămâna viitoare, numai bine și o seară frumoasă! Doamne ajută!